Operațiunea de salvare a pompierilor din Mehedinți, luni după amiază, după ce 4 oameni care erau cu animalele la păscut pe o insulă au rămas izolați din cauza că apa unui pârâu a crescut în câteva minute. Doi au reușit să plece de pe insulă după ce au fost trecuți de un utilaj greu, dar o bătrână și un alt bărbat au rămas izolați cu animale cu tot. Oamenii au sunat la 112 și au cerut ajutorul pompieri. Domne, te ia apa! Cei 4 oameni au plecat luni după amiază cu animalele la păscut. Au trecut pârâul pe jos prin apă, dar când să se întoarcă, după o ploaie torențială, apa a crescut văzând cu ochii. Femeia a trecut ajutată de un utilaj, dar mama și ginerele au rămas izolați pe insulă cu animale cu tot, așa că femeia a sunat la 112. Aici când e cald, vară, nu e apă deloc. Și acum a crescut instant aproape. În 5 minute eu am pus cu vacile în colțul ăla, mi-au luat vacile la fugă, să le întorc înapoi să trec apa, când să trec n-am mai reușit să trec apa. Și cei doi n-au mai putut să iasă? Nu, că băiatul care mă trecu pe mine și pe o fată, să că nu mai riscă a doua oară să ne mai treacă, să mai treacă celălalt. E risc, e mărișoară. E mărișoară apa. Băiatul să că nu riscă. Nu putem să lăsăm animalele că sunt grâni, e porumb, e lucernă. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit și cu ajutorul unui sătean care a venit cu un tractor cu remorcă, cei doi oameni au fost salvați. Când se trece, știu, o tornadă din nu vede nimic. A plouat foarte tare. Da. Și n-am putut să mai depășim. Era apă mare, s-a rămas pe loc. Detașamentul de pompieri Robeta Turnu Severin a intervenit în localitatea Schinteiești cu o autospecială de lucru cu apă și spumă, o ambulanță Smurd și o autospecială pentru căutare-salvare. Am fost solicitați pentru a evacua 2 persoane și 15 animale rămase surprinse pe o insulă al râului Topolnița. Am evacuat cele 2 persoane și animalele în siguranță. Câteva animale au fost trecute cu ajutorul tractorului, dar unii săteni nu au mai avut răbdare și au trecut prin apă cu animale cu tot, deși au fost atenționați că își riscă viața. Mehedințul s-a aflat sub cod portocaliu de fenomene meteo periculoase. La toate acestea s-a adăugat o atenționare hidrologică pe râurile Drincea, Desnățui și Topolnița.